Această cheie neutră, dacă vreți, este generală pentru răsărit Moșul Ortodox. De aceea, în cuvântul prin care prefacez, am îndrăznit să prefacez această lucrare, n-am avut nicio ezitare să compar pe domn profesor Cortis demersul dânsului în spațiul teologiei icone cu cel al părintei Dumitru Stăniloae. Deși vedeți, cartea dânsului este foarte modestă și foarte subțirică, în timp ce a părintei Stăniloae are 3 volume, sinteza aceea cunoscută de filologie dogmatică. Dar are drept cheie ermeneutică de înțelegere și de exprimare a aceeași realitate. Și părintele Stăniloae, pentru prima dată, după cum mă fiisește, un mare exeget al dânsului, în spațiul răsăritean ortodox, așează la temelia discursului dogmatic realitatea împărtășirii omului de Dumnezeu. Lucrul acesta îl întâlnim așadar la domn profesor în discursul dânsului despre pictură, despre icoană, pictura bisericească și înțelegem de ce credincioșii noștri, în special, mai mult decât noi, cei cu oarecare cultură teologică, se raportează cu foarte multă evlavie la pictură bisericească, la icoană și cu așezare foarte respectuoasă. Și de ce cele din urmă simt nevoia să salute, să îmbrățișeze icoanele, sărutându-le, de exemplu. Sărutarea icoanei nu este un act religios, ci sărutarea icoanei este un salut, o îmbrățișare. Cel care sărută icoana are convingerea adâncă a faptului că îmbrățișează și sărută pe cel înfățișat în icoană. Lucrul acesta este absolut extraordinar. Și în prelungire, și am să închei aici, m-am minunat să constat că icoana poate fi adevărată ca discurs sau poate fi, iertați-mi cuvântul foarte tare, eretică, adică rătăcitoare de la adevăr. Că într-o icoană ortodoxă, de exemplu, aveam cu stupoare și cu minunăție de la domn profesor citind aceste pagini, linia, pur și simplu, poate fi ortodoxă, adevărată, adică expresia adevărată, sau din potrivă poate fi amăgitoare sau rătăcitoare de adevăr. Culoarea, felul în care se așează într-o oarecare relație componentele unei picturi. După aceea am descoperit limbajul părintele Stăniloae, cu care părintele Stăniloae, de exemplu, exprimă și descrie relațiile interpersonale din Sfânta Treime sau relații dintre oameni și Dumnezeu, în termenii, adică între pătrunderii sau perigorezei, cu același limbaj, un profesor exprimă relațiile dintre componentele unei compoziții picturale bisericești, între ele și, în egală măsură, relația lor ca ansamblu cu privitorul. Aveam să aflu că icoana nu este suficientă sieși, nu este ceva finit, nu este ceva terminat. Nu este o chestiune autonomă, ci că ea este un eveniment care se activează în momentul în care cineva o privește. Și se activează în măsura în care, dacă o privim pasiv și fără interes, este una, dacă o privim cu interes, cu deschidere față de persoană, este altceva. În fine, sper că aceste lucruri vor fi expuse de domn profesor mult mai bine decât mine. Eu atât am făcut să mă minunez în fața acestui discurs, să semnalez acest extraordinar început pe care teologia icoanei îl face prin persoana și strădarea lui profesor Georgios Cortis, să mulțumim Dumnezeu și dânsului pentru strădarea pe care a făcut-o. Este în România, spuneam, în București la 3 ore, am mai fost la Cluj, nu preocupețește, nu are foarte mult timp la dispoziție, dar a venit aseară și pleacă mâine. În timpul să face 2 zile un curs practic de câteva ore și a binevoit să vină și la această întâlnire cu noi. Să luăm cuvântul pentru un timp oarecare, după care o să vă rugăm și să vă invităm la un scurt dialog. Este un om care suferă realmente pentru să jertfește, în egală măsură, pentru descoperirea acestor adevăruri care țin de identitatea noastră răsăriteană. Dacă pictura bisericească și icoana nu ne definesc, nu ne reprezintă, ci altceva. Alături de Sfântul de Sfinți, alături de Sfintele Moaște, alături de Dumnezeiască Eucaristie și de toate celelalte. Ce să mai spun despre dânsul? Are o familie foarte frumoasă și o să-mi îngăduiți să o salut pe doamna dânsului, doamna Cortis Mica, aici de față, cu un amănunt relevant pentru dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, că este fiul
critica cunoscutului profesor patolog Stelian Papadopoulos. Și nu o spun pentru a recomanda pe dânsa din această relație, ci pentru că domn profesor este foarte cunoscut și iubit în România și în special la București. O salutăm și pe dânsa și îi mulțumim pentru că participă alături de soțul dânsei la aceste eforturi pe care le face să vină la întâlnire cu noi. Îi dăm cuvântul așadar domnul profesor. O să încerc eu să traduc pentru Mihai, care a tradus-o foarte bine, de altfel a tradus astăzi toată ziua, rugămintea să mă ajute la terminologia tehnică, dacă mă împiedic. După aceea o să deschidem un dialog, sper, frumos și frățesc.